Sănătate, prieteni! Suntem într-o zi însorită cu căldurile care au izbucnit în iunie. Așteptam căldura și aș vrea să vă prezint căpșunile Albion. Sunt niște căpșuni remontante care au fost puse într-un recipient făcut dintr-o țeavă de scurgere. Am semnat, i-am tăiat un capăcel aici, din loc în loc am lăsat niște punți de legătură ca să poată să-i dea fermitate. Nu știu de cât cât este diametru, dar cu cât e diametru mai mare, cu atât e mai bine, pentru că trebuie să vă dați seama că încape prea puțin pământ. Și în cazul meu eu am preferat să pun un piculeț la umbră, semi-umbră, nu e umbră, care are nevoie de soare căpșuna, pentru că dacă ar fi în soare plin, aproape zilnic ar trebui de două ori pe zi să o udați, pentru că s-ar usca prea repede pământul și s-ar ofili, s-ar păli. Deci puteți face din lădițe diverse recipiente, butoaie tăiate sau pur și simplu să le plantați în grădină pe furtunel, prin picurare. Aici văd că am început deja să rodească. Le-am pus în primăvară foarte târziu, dar deja au căpșunele. Unele au început să se coacă. O căpșună de o culoare roșu intens, foarte fermă, gustoasă și, așa cum spuneam, este remontantă. Asta înseamnă că urmează să mai rodească. Uneori ai și în octombrie căpșuni. Aici avem una mai frumoasă. Și au început să facă rod, nefiind expuse prea mult la soare, s-au copt mai lent. Aici e chiar una frumoasă de tot. Ele urmând să facă iarăși flori, trebuie udate la timp, în funcție de nevoie, și vă bucurați de câteva căpșuni, câte o farfuriuță de căpșuni și pe parcursul întregului an puteți să aveți mai multe serii de căpșuni, de o recoltă deci mai bogată. Sunt bucuros de noua inovație și vă doresc succes, creativitate și roade binecuvântate cu ajutorul lui Dumnezeu. Sănătate!